găsit, dragi telespectatori! Invitatul meu de astăzi este medicul Ignea Strâmbu și discutăm despre luna conștientizării fibrozelor pulmonare. Bine ați venit și vă mulțumim că ne familiarizați cu acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. De ce este septembrie luna conștientizării? N-aș ști să spun de ce este septembrie, dar este de mulți ani. Cred că prima conferință de presă dedicată acestui subiect am făcut-o în 2018 în București și a avut un mare succes pentru că am reușit să aduc pacienți în anfiteatru și jurnaliștii au fost foarte amatori de acest contact direct și care anterior nu se mai întâmplase. A fost chiar un eveniment memorabil. Știu că în mod normal vorbim despre simptome, despre boală, dar spuneți-mi, vă rog frumos, cum se diferențiază un pacient? De ce este special un pacient care are fibroză pulmonară idiopatică? Din nefericire, simptomele fibrozei pulmonare idiopatice și altor boli fibrozante seamănă destul de tare cu numeroasele boli mult mai frecvente care se întâlnesc la populația de aceeași vârstă. Vorbim de persoane de obicei peste 60 de ani care deja își reduc activitatea, mai pot fi foști fumători și care se vaită de oboseală la efort și tuse. Această oboseală o pun de obicei pe seama îmbătrânirii sau a lipsei de antrenament și asta este o primă cauză de întârziere a diagnosticului. Pacientul întârzie să se prezinte la medic. Bun, tocmai de aceea și este mare lucru să fie diagnosticat pacientul la timp. Ce se întâmplă dacă nu este diagnosticat la timp și se chinuie luni, poate chiar un an de zile cu alte tratamente? Nu se întâmplă decât că boala nediagnosticată și netratată progresează. Nu este un lucru care se întâmplă numai în România. Există studii internaționale care au demonstrat că întârzierile date de pacient, de medicul de familie, de pneumologul comunitar, până când pacientul ajunge la centru de expertiză să-i se pună un diagnostic, pot să se întindă de la 6 luni până la 2 ani. Este ceva ce trebuie să schimbăm, pentru că fibroza pulmonară beneficiază de tratament și tratamentul inițiat cât mai precoce păstrează pacientul într-o stare cât mai bună, cu o calitate a vieții cât mai bune. De aceea și mesajele noastre repetate în luna septembrie în privința acestor informații. Mesajele dumneavoastră, în general, sunt către pacienți și aparținători sau mai ales către colegi care ar trebui să-și dea un pic mai mult interesul? Din fericire am o poziție care îmi permite să dau astfel de mesaje în toate direcțiile. Deci și către colegi, pentru că mă ocup îndeosebi cu fibrozele pulmonare și sarcoidoza și m-am axat pe acestea și mult mai puțin pe altele sau aproape deloc. Și de asemenea am contribuit la înființarea Asociației Pacienților cu Fibroză Pulmonară Idiopatică, la intrarea acestei asociații în Federația Europeană de Asociații de Pacienți. Am participat la ședințele lor, la studiile lor, la chestionarele adresate pacienților și acum mă ocup zilele acestea să pun mesaje pe pagina de Facebook Fibroza Pulmonară Idiopatică, care să amintească în luna septembrie că boala aceasta există și trebuie să-i acordăm atenția de care are nevoie. Câți pacienți sunt în țară în momentul de față, diagnosticați și sub tratament? Diagnosticați și sub tratament sunt câteva sute, din păcate nu mai am ultimul update să vă spun exact. Numărul este în creștere, adică de când, de un an de zile, un an jumate, de când putem da tratament antifibrotic și pacienților cu fibroze pulmonare de altă etiologie decât cea idiopatică, numărul a crescut destul de mult și este speranță că un număr mai mare de pacienți vor primi acest tratament. Totuși, socoteala noastră inițială era că vreo 1500 de pacienți cu fibroză pulmonară idiopatică ar trebui să fie în România în tratament și nu avem, cred, mai mult de 200-250 nici în acest moment. Deci asta înseamnă că încă sunt foarte mulți pacienți care sunt tratați pentru alte afecțiuni. Afecțiuni cardiace, probabil cei mai mulți, dar și afecțiuni respiratorii care se tratează cu pufuri. Nu este numai în România, de asemenea, repet, este unul din cele mai importante motive de întârziere sau de ratare a diagnosticului, începerea unui tratament inhalator, bronhodilatator, la un pacient care nu are obstrucție bronșică. Asta și peste tot în lume întârzie cu un an, poate, diagnosticul.
timp în care calitatea vieții scade, pacientul este tot mai rău și nu știe de ce, pentru că el este cu minte și își urmează tratamentul. Da, da, exact, asta se întâmplă. Bun, care sunt noutățile în domeniul în ceea ce privește tratamentele? Este doar unul sau zilele acestea la conferință veți veni și cu noutăți? Nu voi veni cu nicio noutate. Avem aceleași medicamente, două la număr, din 2017 în România. Au existat niște studii foarte promițătoare. În 2018 la Paris s-a lansat cu surle și trâmbițe ieșirea din fază 2 a unui anticorp monoclonal care părea să fie de succes. Studiile de fază 3 au dovedit că nu este mai bun decât placebo și s-a terminat cu el. De asemenea, firma Roche a investit o grămadă în cercetare într-o altă moleculă care anul ăsta în februarie a eșuat și ea pe mal. Deci cele două medicamente pe care le așteptam nu vin. Deci cele pe care le aveți acum sunt cele mai bune, doar că trebuie să ajungă la pacienți. Da, și din fericire situația României este privilegiată față de alte țări. Adică avem program național terapeutic care decontează integral costul destul de mare al acestor medicamente, deci pacienții trebuie numai să fie, să se prezinte la medic, să aibă parcursul corect, să fie diagnosticați și puși pe tratament. În rest, tratamentul există și este disponibil. Doamna doctor, vă mulțumim tare mult pentru prezență și pentru informațiile minunate și prețioase pe care le-ați oferit. Cu tot dragul. Și altă dată. Și altă dată. Iar cu dumneavoastră, dragi telespectatori, să ne revedem sănătoși!